În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși și dragii mei, Evanghelia s-a tâlcuit prin ea însăși și poate că n-ar mai fi necesar să adăugăm. Însă Domnul a strigat, cine are urechi de auzit, să audă, și se pare că n-a fost auzit îndeajuns. Cine este semănătorul? Dacă am plasa această pildă în Vechiul Testament, am înțelege că este vorba despre Dumnezeu Tatăl. El este semănătorul. Iar cuvântul lui nu este altul decât Fiul Său, cel unul născut, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Și atunci poate n-ar mai fi necesar să luăm fiecare categorie în parte a celor enumerați ca fiind pământul de lângă drum sau piatra sau pământul pietros sau pământul plin de spini și pălămidă. Pentru că înțelegem din istoria Vechiului Testament că aceștia sunt toate acele popoare care în realitate n-au primit cuvântul lui Dumnezeu sau care n-au păstrat cuvântul lui Dumnezeu sau care și-au înăbușit efectiv această perspectivă. Dar înțelegem de asemenea că Domnul Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl și-a pregătit pământul cel bun pentru ca la plinirea vremii din el să se întrupeze cuvântul său, Fiul său, Mântuitorul lumii. Și avem un întreg parcurs în Vechiul Testament din care înțelegem acest lucru. Dumnezeu și-a ales un popor anume pe care l-a pregătit. Dar cum l-a pregătit? Tot în felul acesta trebuie să înțelegem că de multe ori a trebuit fertilizat acest pământ. De multe ori a trebuit să fie desțelenit sau despietrit. Și din istoria Vechiului Testament, în special a poporului evreu, a poporului ales, înțelegem că Dumnezeu a intervenit în asemenea mod, am putea spune noi, agresiv, astfel încât el să se modeleze. Și în cele din urmă a devenit pământul roditor. Îmi place mie cuvântul pământul neprihănit, care nu este altul decât Maica Domnului, din care s-a născut Mântuitorul lumii, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat. Însă ne aflăm în noul legământ, în Noul Testament și înțelegem că întreaga creștinătate, chiar dacă pe lângă ea mai sunt atâția și atâția păgâni, să zicem atâtea și atâtea alte religii, dar ne referim la noi, la creștini, întreaga creștinătate este poporul ales, pe care, de această dată, Fiul lui Dumnezeu îl pregătește. El este cel care seamănă cuvântul, dar nu doar îl seamănă,
se identifică, el se identifică cu propovăduirea lui. Până acolo știți prea bine, știți cu toții, că s-a lăsat omorât, s-a lăsat răstignit pe lemnul crucii. Și aici se pune problema celor patru categorii. Se pune problema creștinătății de astăzi, în ce stare se află. Și aflăm că aflăm din Evanghelia care s-a citit că suntem în patru stări. Eu m-aș feri să zic categorii. Suntem în patru stări. Numai că starea în care te găsești s-ar putea să te ducă în cele din urmă la o categorie. Dacă stărui să rămâi lângă drum, vei ajunge într-adevăr să fii ceea ce vedem noi astăzi că este lângă drum. Dacă m-aș referi din punct de vedere ecologic, vedeți dumneavoastră trecând prin țara noastră care este foarte, foarte frumoasă și oprind lângă drum, lângă șosea, vedem atâta și atâta mizerie. Dacă stăruim să rămânem acolo, ne venim și noi mizerie. Și dacă devenim mizerie, atunci cu siguranță că acolo nu își găsește loc cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși. Evanghelia care tocmai s-a citit spune că aceștia nu înțeleg cuvântul și vin păsările cerului și ia cuvântul din inima lor. Și atunci, cine este de vină? Cel care nu înțelege cuvântul sau păsările cerului? Și unul și celălalt și păsările sunt creația lui Dumnezeu. Păsările sunt date exemplu, însă într-un mod pozitiv. Iată aici, parcă am putea să ne îndoim că mai există pozitiv, pentru că ele vin și fură cuvântul din inima noastră. În realitate, nu păsările sunt de vină, ci noi oamenii care lăsăm să ni se fure cuvântul din inima noastră și rămânem lângă drum unde este mizerie, foarte multă mizerie și riscăm să devenim asemenea. O a doua stare în care ne putem găsi este cea de piatră a pământului pietros. Piatra este de vină. Auzim în Evanghelie despre piatra din capul unghiului. De ce nu trebuie să ajungem piatra din capul unghiului? De ce să fim împietriți în așa măsură încât să nu primim cuvântul lui Dumnezeu? Nu piatra este de vină. Noi suntem de vină și Evanghelia ne spune că această stare este a celor exaltați, a celor care dintr-o dată, cu o bucurie enormă, primesc cuvântul lui Dumnezeu, dar la vreme de ispită se leapădă. De aici înțelegem că este bine să te bucuri atunci când primești cuvântul lui Dumnezeu și îl intuiești cumva, dar trebuie să-l aprofundezi. Și aprofundându-l să devină temeinic, să devii tu însuți, ziceam eu, piatra din capul unghiului. Nu piatra de vină este de vină. Noi, iară și iară, cei care ne împietrim la inimă, suntem de vină. Ori Dumnezeu ne-a făcut cu inimă de carne și a scris, precum ne spune Sfântul Apostol Pavel, legea în inimile noastre.
Tot el le-a scris pe piatră în Vechiul Testament, de această dată le-a scris în inima noastră și dacă o lăsăm să se împietrească, atunci are soarta tablelor legii pe care le-a sfărâmat Moise când a coborât de pe muntele Sinai. A treia stare este a celor care sunt îngrijorați și care sunt preocupați de viața pământească, de tot ceea ce înseamnă grija lumii. Și aici, de asemenea, nu lumea în sine este de vină. Ne spune Sfânta Scriptură că ogorul sau pământul, întreg pământul, unde a ieșit semănătorul să semene, este lumea. Nu lumea este de vină, iată că sunt de vină grijile lumii care ne năpădesc și cărora le dăm foarte, foarte mare valoare. Dăm foarte mare valoare banului, dăm foarte mare valoare trupului. Ați auzit acolo despre avuție și despre plăceri. Dând valoare prea mare, atunci ne năpădesc, ne împătimim de toate acestea și cuvântul lui Dumnezeu nu poate rămâne pentru că ne posedă mamona, adică diavolul, cel care are această grijă permanentă ca noi să fim plini de griji. Iar, bineînțeles, a patra stare este starea Maicii Domnului. Spuneam că la plinirea vremii, pământul neprihănit în care s-a zămislit Fiul lui Dumnezeu este Maica Domnului. Și ea este exemplul nostru al tuturor. Dacă am avea-o pe ea înaintea ochilor noștri duhovnicești permanent, am ști unde să ne plasăm, bineînțeles, nu lângă drum, ci pe cale, spre împărăția lui Dumnezeu. Nu ne-am împietrit la inimă, pentru că o mamă nu poate să se împietrească la inimă niciodată. Și dincolo de orice grijă acestei lumi, Maica Domnului a știut că grija ei cea mai importantă este Fiul, Fiul ei, cel unul născut, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. El era grija cea mai importantă a Maicii Domnului. Dar aflăm din această imagine că este nevoie de maternitate și în ceea ce ne privește pe noi. Avem nevoie de maternitate, să devenim fiecare pământul fertil unde să ajungă cuvântul lui Dumnezeu. Și el acolo să se zămislească, să crească și să se nască pentru noi și pentru lumea întreagă. Tot Evanghelia de astăzi ne dă cumva și soluțiile. Eu v-am pus-o în fața ochilor duhovnicești pe Maica Domnului, dar Evanghelia adaugă câteva lucruri la care de asemenea vreau să mă opresc. De două ori am auzit strigând pe Domnul Hristos, cine are urechi de auzit să audă. Și știm din epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, din capitolul 10, versetul 17, faptul că din auz, prin auz, vine credința. Și auzul este cuvântul lui Dumnezeu. Prin auz vine credința. Este important să încercăm să auzim cât mai profund cuvântul lui Dumnezeu. Nu doar cu urechile, cât mai ales
urechile lăuntrice ale ființei noastre. De asemenea, aflăm că ne trebuie, avem nevoie de o inimă curată și bună. Fericiți cei curați cu inima, ne spune Mântuitorul în predica de pe munte. Deci este necesar să avem o inimă curată și bună. Nu este suficient doar să auzim cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să devenim și pământul fertil, adică inima noastră să fie curată și bună, să-L încapă pe Dumnezeu cuvântul. Și un al treilea lucru pe care ne spune Evanghelia, avem nevoie de răbdare, de foarte multă răbdare. Nu se poate aduce rod fără răbdare. Una dintre virtuțile capitale pe care trebuie să le aibă omul care își lucrează cu responsabilitate mântuirea. Și acum, un om care a reușit, care a avut urechi să audă, care a avut inimă curată și bună și a avut răbdare, Preasfințitul Părintele nostru Vasile. La începutul preoției sale și după aceea a fost agresat fizic de un coleg de-a lui, preot. Zic că a mai fost agresat și în alte feluri până la sfârșitul vieții lui, de colegii lui și de noi toți până la urmă, ucenicii lui, într-un fel sau altul, neascultându-l. Pentru că acest lucru s-a întâmplat în public, a fost necesar să meargă în audiență la arhiepiscopul Teofil de atunci. Și i-a spus ce s-a întâmplat. Însă răspunsul arhiepiscopului n-a fost pe măsură. Și ieșind din audiență, părintele Vasile, fluieraș de atunci, a zis așa: și să crape lemne pe mine, niciodată n-am să mă mai plâng. Și acest lucru l-a împlinit din tinerețe până la sfârșitul vieții sale. Cu inimă bună, curată și bună și cu răbdare până la sfârșit. În veci să fie pomenirea lui. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.